a venir los Marguin. Da, era Ermolai Alexei aici. De ce așa târziu? Unde-i Leonea? Leonid Andreevici? Da. E aici, a venit, e aici cu mine. Ei, spune-mi, s-a ținut licitația, vorbește, spune! Da, s-a ținut. Licitația s-a sfârșit la ora 4, dar noi am pierdut trenul și a trebuit să-l așteptăm pe cel de 9:30. Sunt puțin amețit. Leonea! Leonea! Hai, spune-mi ce e, ce s-a întâmplat? Hai, uite. Leonea, pentru numele lui Dumnezeu, vorbește, Leonea! Uite, icre, sardele, așa... Eu n-am mâncat nimic prin cât am trecut. Fiți, vino, ajută-mă să... S-a vândut livada de vișini? Cine a cumpărat-o? Eu am cumpărat-o. Stați, domnilor. Stați puțin, vă rog, stați puțin. Când am ajuns la licitație, Deriganov era acolo. Leonid Andreevici nu avea decât 15.000 de ruble la el. Și Deriganov a pornit la 30.000 peste datorie. Când am văzut cum stau lucrurile, m-am încăierat cu el și am dat 40.000. El 45, eu 55. Așadar, el urca din 5 în 5 și eu din 10 în 10. Și așa a mers până la sfârșit. Eu am dat 90.000 peste datorie și mie mi-a rămas. Livada de vișini acum a mea. A mea. Livada de vișini acum a mea. Spuneți-mi, sunt beat. Sunt în toate mințile. Nu mi se năzare. Nu râdeți de mine. Dacă tata și bunicul s-ar scula din mormintele lor să vadă cum iermola în orice îl bătut, care abia știa să citească, care umbla iarna desculț, a cumpărat cea mai frumoasă proprietate din lume. Eu am cumpărat proprietatea unde tata și bunica au fost robi, unde nu erau lăsați nici în bucătărie. Vise, aiure, poate mi se năzare, poate o scornire în chipuirii voastre învăluită de întunecimea necunoscutului. Aruncat cheile. Vrea să arate că nu mai stă până aici. Nu-i nimic, nu-i nimic. Hei, muzicanți! Cântați! Vreau să vă aud! Am să vă chem pe toți să vedeți cum Ermolai Lopahin va ispi cu toporul în livada cu vișini și vor cădea toți pomii la pământ. Vom construi aici vile și nepoții și strănepoții noștri vor apuca aici o viață nouă să cânte muzica. Draga mea, sărmana mea, Liubova Andreevna,
acum se mai pot întoarce lucrurile. S-a sfârșit odată viața asta absurdă și nefericită. Hei, ce-i cu voi? Cântați mai tare, vreau să-l aud! Vine noul proprietar, stăpânul Ivezii cu vișin! Pot să plătesc tot! Tot! Plătesc tot! Tot! Ha, 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 ha! Muzica! Mai frumoasă decât asta. Hai să vezi și să înțelegi, mamă, și o bucurie adâncă se va exprăsa peste sufletul tău. Nu mai plânge. Mamă. Da, cred că e timpul să plecăm, nu? Trăsura a atras la scară. Numai că nu știu unde dracu am pus galoșii. Anea, n-ai văzut galoșii mei?